Păi ce, cum să intru? Cu lumină. Hai mă, fii serios. Hai mă, tată mă. Hai, aprinde tu lanterna. Băi, tată, bă. Te aștept, mă, tată, nu mai fii. Doamne, nu-ți place deloc aventura. Îmi place aventura. Păi atunci... Nu pare accesibil. Hai, mă, cum? Dacă au venit oamenii pe aici, cum? Păi da, pe unde? Dacă au mers o oră. Hai că se vede lumina de la el imediat. Că e în curbă, e, nu ți-a zis. Uite aici, aici am ieșit. Aoleo, tată. Nu cred. E, nu. A, mă, tată, uite ieșirea. Eu merg fără lanternă și tot merg. Păi hai cu mine până aici, nu vezi? Doamne, tată. Nu merge mai mult aia? Nu. Da, merge destul. Acum mergeam eu pe-ntune. Dincolo, să vedem ce e. Minutele. Nu-mi place. Hai mă, și ne-am întors. Ieșim și ne-am întors, ce nu-ți place? Nu-ți place, aoleo, tată. În loc să apreciezi și infrastructura ăștia. O fi fost vă mocăniță pe aici? Hai, la noi? Ce cum avem la noi mocăniță pe tunel? La Hunedoara. Alarmate, alarmate, îi folosesc normal, strategic, dar... E și pentru public. Ne! Ne! Obiectiv, bă, ce bine îmi pare. Hehehe. Păi da. Dar și ea putea să spună, bă, treceți pentru tunel cu tare. Uite ce frumuseți. Iar mai ține drumul o oră, dar noi ne întoarcem de aici. Păi, uite tunelul care a mers. Uite ce frumuseți. Aici ar de atât, atât, uite drumul ce mișto se vede. Acolo am fost nevoare. No, stai în spatele muntelui. Ia uite, mai ține drumul până încolo. Ce să mai... Vorba ta, asta e tunel strategic. Da, nu? Da. Și asta duce până mai încolo și vezi în partea aia din nord. Spre Kosovo. Nu mai mergem deloc, gata. Era un lac mișto.